La ce te uitai așa? La Emauta. Și de ce mâncai în timp ce te uitai la ea? Păi m-a invitat la masă. Și ce te-ai gândit tu? Să fiu prezent. Da, chiar știe, dacă sunt la masa mea și ea la masa ei. Te uitai așa după, după ea? Nu știu, că e în Jamaica, nu, acolo. Mai, te uitai așa de pe ea? De pe. Fii atent. Bistrița Năsăud, vezi? Și așa stăm noi. Și în spatele ușilor, doamnelor și domnilor, vin invitații noștri de astăzi, Oana și Emilian! Tot ce ne-ați adus, da. Cu mare drag. Vă rugăm din suflet să descifrăm. Da. Să ne apucăm să decriptăm. Mă bucur că ați început, înseamnă că v-am făcut poftă. Da, normal. Și că arată bine, că mai întâi de toate trebuie să arate bine ca mă să le gustăm. Cu ochii. Ia spuneți-ne, ce v-a plăcut ca să începem cu începutul? Ne-a plăcut tot. Asta e problema. Începem de la stânga la dreapta. De la stânga la dreapta. Avem niște brânză. Ceapă. Avem niște urdă. Urdă dulce. Apoi avem slănină, renumita slănină, cum îi spune la noi, slănină de porc afumată. Nici încă cum, o avem. Nici de cum șuncă. Nici de cum șuncă, că am auzit că s-a spus șuncă, de la noi se zice slănină. Te rog frumos, bursucu, cu aia niciodată nu mor de foame. Slănină cu un pic de ceapă verde, am adus așa esprec pentru că merge foarte bine și un pic de sare, evident. Cu aia niciodată nu mor de foame. Deci oriunde ai merge lume, dacă nu e niciun restaurant deschis, slănină în traiste. N-ai treabă. Toate-s bune, o zi întreagă, două. Apoi caș, avem caș de oaie, chiar din, de la Năsău, de acolo, de la rădăcină, făcut de ieri, proaspăt. Apoi avem pâine, la noi pâinea, mai ales pentru că am trecut acum într-o perioadă unde am sărbătorit Sfintele Paști, este o pâine, o pască, mai bine spus, cu cârnați și cu slănine. Dacă ești binevoitor, bursucul să o rupi un pic, să vezi dinăuntru. Așa cu mâna, că noi mâncăm cu mâna, că ne tihnește mai bine. Și aici, în vasul de iarnă? Și aici avem pături cu... Vai. Wow. Cu cârnați și cu slănine, pentru că e mai sățos, așa se spune la noi. Dacă tot ți-e foame, atâta pâinea cu cârnați și cu slănină la dar drum. Nu mai trebuie nimic, nu mai trebuie nimic. Așa. Apoi avem pături cu brânză, cu cârnați și cu jumăr. Păturile e un fel de, ca să zic așa, o lasagne țărănească de la Năsăud. Tot un strat de brânză, un strat de mămăligă, un strat de brânză, mămăligă. Și la sfârșit am călit slănina și cu jumările și a ieșit așa un ulei, un sos pe care l-am turnat deasupra și o am ornat cu slănină și se numește pătur cu brânză. Și păturile cu brânză, vreau să vă spun că se mănâncă cu zama de șalate și leurdă. Șalate sunt salatele alea verzi, da, care pe toată lumea le are, cred că mă gândesc, în grădină. Și noi le-am avut din ograda noastră, din ograda lui Mătușa Anastasia de la Ilva Mică, care îi mulțumesc din suflet pentru ajutor, pentru că n-am putut să fac singur, într-adevăr. Și aici avem iaurt? Acolo avem lapte de oi. Laptele de oi se mănâncă și cu pături cu brânză. Deci la ei o lingură de pături și o lingură de lapte de oi. O lingură de pături. Dar e foarte, așa. Are ceva înăuntru. Are ceva, nu are niște boți, e de la grăsime. Aha, e natural și gras. Și atunci, numai dacă gustați, vă dați seama. Dar de... la noi la oraș nu-ți mai duce grăsime. Dă doar laptele. Așa, aici avem groștior, adică smântână. Asta, bravo, aia groștior. Putem să mâncăm cu zamă de șalate și de leul. Dar leul, dar nu am spus ce e, de fapt, este o plantă, așa ca o frunzuliță. Are usturoi. Ai, la noi se zice ai. La usturoi. Pentru că sau ai ișor, așa este la leurdă. Așa se zice. Așa. Aici avem o prăjitură cu mălai. Mai de mult îi se spunea prăjitura săracului. Pentru că când era bunica copilă, nu prea erau atâtea dulciuri, nu știu, ciocolăți, cam cum sunt acum, și copiii cereau la mamă, la părinți, să le facă ceva dulce. Și erau mămăligă cu zahăr. Mămăligă cu zahăr, cu un pic de miere sau, dacă n-aveau zahăr, și cu făină de mălai. Nu le făceau niște plătite. La cuptor și era dulce. Mai avem două produse de prezentat, că restul două produse. Mai avem aici o tocană albă, o tocană de cârnați cu coaste, care se mănâncă tot cu lapte de oi, o tocană chiar de pe originală de pe Valea Someșului. Eu zic că e specifică de la noi.
noi, pur și simplu fierte și făcută un groșal așa de lapte acru și de făină. Și e gata, de la cosit. Aici avem, avem plăcintă cu mărar și cu brânză, brânză de oaie, da. Plăcinte, pur și simplu plăcinte cu mărar. Aici avem o vărzar, se numesc. Cum? Este un vărzar. Vărzar. Vărzar, un fel de ruladă, tip cozonac, cu ierburi, cu mărar, cu ceapă verde, și cu brânză. Puțină brânză de oaie ustunoaie, iute. Adică iute, care ustră. Brânză ustunoaie și aici ai doar o cocoradă de la rum cu salvei, doar cu brânză ustunoaie și cu ou. Și asta pișcă un pic, dar e foarte bună. Brânza ustunoaie cu sănine. Și toate astea, lăsați-mă să-l las pe Emilian să spună care sunt alifiile cele mai bune și licorile cele mai bune ale noastre. Te rugăm. Păi regula e înainte 20 de grame din ăsta cu 30 de grame din ăsta, adică țuică verde de cazan. Așa, asta e o vișinată. Îi le dăm la Vali să facă un cocktail, dacă vreți, da? Cred că plecăm acasă toți după aia. Și aici avem țuică fiartă. Cu săcărea pentru doamne. Jinar șert cu săcărea. Mai moale un pic și mai dulce și cu miere. Da, jinar șert cu săcărea. Că e leacul la bola mea. Bine, toate sunt leacuri. De leacuri, da. Toate sunt din gospodăria noastră, din gospodăria părinților. Toate sunt produse naturale și să le mâncați cu drag, să le mâncăm împreună. Să aveți poftă. Și pentru că veniți și de la Bistriță, am adus și un mic cadouaș. Asta pentru bursucul, dați-mi voie să încep eu pentru bursucul, pentru că la noi a doua zi de Paște merge la udat. Da. Dacă n-ai parfum sau așa, e bună și o de asta de 70 de grade, de pere. Am contrabasul. Dacă nu măcar ai curaj. Și da, nu că are și pentru... Și pentru doamna Teo. Mateo. Da. O micuta tăistruță să mergeți la ouă a doua zi de Paște, în ciez, cum se spune la noi. Pentru fetița dumneavoastră. Și un CD-ul de pricezne care tocmai l-am lansat, care l-ascultați cu drag, nu doar în postul Paștelui, în tot timpul anului. Ne-am dorit tare mult să mai veniți ei doi, ca să înțelegeți cât sunt de curajoși. Au doi copii pe care i-au făcut la o distanță extraordinar de mică. Ea a rămas însărcinată, a născut și în 3 luni era însărcinată din nou. Au doi copii care sunt ca doi gemeni, dar ne-ar plăcea tare mult să vorbim mai pe îndelete despre toate. Sigur că da. Ce cântăm astăzi? Cântăm o melodie nouă, în premieră, la dumneavoastră, la Târgu Năsăudean. Ați cântat-o și la nunta voastră de 600 de invitați. N-am cântat-o, că este acum. Era în plan, într-adevăr, dar acum e proaspăt pentru că am venit la gazda de seamă. Vedem și noi cu un cântec de seamă special pentru dumneavoastră și pentru că provine din... Adică, nu știu cum să zic, specifică în acest cântec reprezintă tot târgul din Năsăud. La noi, joia în târg este, în Năsăud este târg. Și atunci se vinde, se cumpără și veți vedea despre ce zice cântec. La Târgul Năsăudean. Hai să mergem în centru și ne mulțumim mult de tot. Doamne și domnilor, Oana și Emilian.